Da, bun găsit la superba emisiune. Putem intra oricând în regim de breaking news pentru că sunt proteste violente în Israel față de guvernul Netanyahu. Deci, dacă se întâmplă ceva intens, se întâmplă ceva intens, dar dacă se escaladează, o să intrăm în direct în regim de breaking news pentru că suntem post de știri și atunci vă ținem la curent cu absolut ce se întâmplă intens pe planetă în momentul în care se întâmplă. Ok, începem însă în mod tradițional, adică cu ce aș fi început oricum emisiunea de astăzi, dacă nu vine peste noi breaking news-ul, și anume... Breaking news! Alt breaking news. Prințesa norvegiană, prințesa norvegiană, Martha Louise, se căsătorește cu șamanul său american, Durek Verrett. Sunt fan, aceste sunt fotografiile cu prințesa și domnul șaman. Prințesa este aici cea din dreapta, șamanul este cel din stânga, aici este șamanul, tot așa, prințesa e în dreapta imaginii, așa cum ne uităm noi la ea. Ok, ia uite ce interesant e îmbrăcat domnul șaman, foarte interesant, fisticiu e un cuvânt care îmi place și pe care o să încerc să-l folosesc din ce în ce mai des. Uite și aici, de asemenea, fisticiu, super tare. Haideți să citim pentru că e foarte tare, foarte, foarte tare mi se pare subiectul. Și e de acord cu vremurile să ieșim din grotă. Ea susține, doamna prințesă, susține că poate comunica cu îngerii, super tare. El pretinde că a fost faraon într-o viață anterioară. Bine, eu cunosc oameni care sunt faraoni în viața asta. În opinia mea, de exemplu, domnul Klaus Werner Iohannis, e unul dintre ei, care e faraon acum, nu știu, într-o viață anterioară. Ok, prințesa norvegiană Martha Louise se căsătorește sâmbătă, a doua sa căsătorie, cu un șaman autoproclamat. Cum adică șaman autoproclamat? Nu înțeleg și ăștia de la G4 Media scriu. Cum adică șaman autoproclamat? Dar cine vrei să te proclame șaman? Nu, e o instituție? Sau nu știu, autoritățile? Sau cine te proclamă șaman? Da, exact, să fie ales șaman? Sau, ci că autoproclamat șaman. Păi, bun, și ăștia de la G4 Media, săraci, idei, trăiți, fame. Intră! Deci... Așa, autoproclamat americanul Durek Verrett, așa. Fica cea mare a cuplului regal al Norvegiei, în vârstă de 52 de ani, deci este fata lui regelui, cum ar veni, dă asigurări că dispune de o formă de clar viziune și poate comunica cu ungerii un dar pe care l-a monetizat în cursuri și cărți. Eu zic că e foarte important și asta, adică să faci, dacă tu vorbești cu ungerii. Dar eu revin la întrebarea mea când vine vorba despre clarvăzători. Auziți, dar la 6 din 49 numerele, asta, nu, pe mine m-a interesat, pe tine? Ți le zic și ție dacă... A? Eu am încercat așa să mă autoproclam, dar nu, adică câștigător la 6 din 4 nu mi-a ieșit asta, se poate. Bun. El, în vârstă de 49 de ani, se vrea un șaman de a 6-a generație care vinde la valoarea lor în aur medalioane pretind salvatoare. La valoarea lor în aur. Care e valoarea lor în aur? Medalioanele noastre. În sfârșit. Sunt foarte spirituale, este atât de bine să fii cu cineva care susține asta. Și eu susțin. Susțin spiritualitatea. Susțin. Mărturisea prințesa pe Instagram în iunie 2022. Deci sunt de mult împreună, nu e... Așa. Un hotel, un sat turistic cuibărit în fundul... Cuibărit în fundul, ai mă, băi, pe bune, unui fiord. Dar cum să scrii cuibărit în fundul unui fiord? Nu, totuși, un sat cuibărit în fundul... Cine scrie articolele astea, totuși, la G4 Media? Ia, redacția. Deci a fost nevoie de un efort colectiv ca să scrii un sat cuibărit în fundul unui fiord. Doamne, ferește. Așa, bun. Aproximativ 350 de invitați, e în regulă. Și acum... Căsătorie, mai degrabă o recăsătorire, potrivit lui Durek Verrett. Ghidul spiritual spune că a fost faraon. Cine este faraonul? Faraonul, faraonul. Cine este faraonul? Durek este faraonul, faraon. Așa, mai degrabă o recăsătorire, ghidul spiritual spune că a fost faraon și că a avut-o pe Martha Louise ca soție într-o viață anterioară. Ah, da? Adică, bun, aveam niște comentarii tip Bundy, married with children style, dar... Totuși, am ieșit din grotă. Bun, zice, această excentricitate, dar de ce excentricitate? Doi oameni se iubește. Care este problema? Această excentricitate irită în acest regat scandinav înțelept.
Bă, cine scrie articolele astea? La fel ca propensiunea cuplului de a câștiga bani prin maltratarea științei. Ai, 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 ai. Și deturnarea în scopuri comerciale a apartenenței la familia regală. Așa, pentru a pune capăt confuziei rolurilor, Marta Luisa a fost nevoită să renunțe la toate funcțiile oficiale în 2022. Cred că săraca a fost nefericită din cauza asta. Însă ea a fost prinsă în culpă în mai multe rânduri de atunci, inclusiv cu ocazia mariajului, punând în vânzare o sticlă de gin care trimite în mod explicit la rangul său de prințesă. Aaa, nu-i frumos să-mi bei, să comercializezi gin ca prințesă când tu nu mai ești prințesă. Ea e prințesă în rezervă, știți? Cum e Coldea General în rezervă, dânsa e prințesă în rezervă, adică nu mai este în funcția oficială. Bun, având în vedere că acordul nu este respectat, a venit timpul să-i se retragă lui Marta lui titlul de prințesă, înainte ca regele Harald să nu-și vadă opera de viață și mai boțită, pleda istoricul nu știu care, un specialist în regalitate într-un editorial la începutul lui iulie. Deci n-am înțeles de ce să ăștia fișa de fierți, pentru că, adică, bun, bănesc că nu în legătură cu domnul șaman, nu? Că totuși am ieșit din grot, adică nu acum nu mai judecăm oamenii nici în funcție de credință, nu-i mai încadrăm, nu-i mai judecăm, nu-i mai, nu? Nu-i, nici în funcție de culoarea pielii, nici în funcție de credință, nici care-i treaba? Dar cred că asta a fost, înțeleg, totuși problema este că dânsa valorifica gen financiar, așa înțeleg, acum, bun, zice, mama a trei fete, născute dintr-o căsătorie anterioară cu scriitorul norvegian Giugiu Bibi, de care a divorțat în 2016, Marta Louise este a patra în ordinea succesiunii la tron. Fratele său cu 2 ani mai mic, bun. Derapajele cuplului contribuie la... Dar care sunt derapajele? Că eu asta n-am înțeles. Ce, că spun oamenii că au credințe? Nu știu. El e șaman, ea, nu știu, vorbește cu îngerii. Care e problema? Adică mai judecăm oamenii în funcție de credință în zilele noastre? Nu înțeleg care e problema. Derapajele cuplului... Despre ce derapajele? Contribuie la erodarea popularității familiei regale, care rămâne însă la un nivel ridicat. De la 81% în 2017, susținerea monarhiei a scăzut la 68%. Domnule, nu vă supărați. Dacă ar avea Ciolacu sau Ciucă sau Joană sau Lasconi 68%, nici Werner n-a avut 68%. A avut 68%? Cu Dăncilă? Nu cred că a avut. Știți, eu am votat cu Dăncilă, încă o dată vă spun, doamna Dăncilă. Bun. Așa, zice, șamanul Durek este cel care se află mai ales în centrul criticilor din cauza unui proces de șarlatanism. Într-una dintre lucrările sale, el sugerează că, cancerul este o alegere și preconizează exerciții în vederea ștergerii asta nu pot să spun. Cu ceva cu multipli parteneri sexuali, e ceva cu mult, e, nu putem. Deși, dacă aș fi bobonete, dar nu sunt, cred că aș face o glumă de aia bună, rău de tot, apreciată de corporatiști și de Moisescu. Îmi pare foarte rău că nu pot să vă dau, canalul de Instagram recomandă tot felul de prestații ale domnului Bobonete în diverse podcasturi, cum de asemenea îmi recomandă tot felul de prestații ale doamnei Budeanu. Cele ale domnului în, nu știu, ceva cu prelegerile dânsei despre fătălăi sau ceva. Mi le recomandă Instagram-ul. Sunt pe alt canal, nu pe al dânsei, nu știu. Așa am recomandat. Eu din când în când mai dau play. De una dintre ele ne vom ocupa în seara asta, de prestațiile doamnei Budeanu. De prestațiile domnului Bobonete trebuia să dau la montaj, ceea ce n-am dat, să pună multe bipuri, că toate sunt cu pucu, picu, dar bune, rău, glume, bune, rău de tot, aplaudă corporatiștii, le place. Bun. Deci, așa, unde am ajuns? A, da, că nu pot să spun, totuși, că la televizor e pudibonderie multă și... Bun, suficient. A, uite-te, taci, mă, că uite-te, totuși, ăsta, regele Harald. Fii atent, uite cât de cool a fost. Nu e deloc indignat cum sunt ăștia de la G4 Media, care, mă rog, îmi par auriști în abordare, pe bune, adică șoșociști chiar în abordare. Zice, ce spune regele Harald despre viitorul său ginere? E un băiat bun și foarte amuzant. Eu zic. Deci super ok. A declarat el la un moment dat. Nu suntem de acord în toate, dar putem trăi cu diferențele pe care le avem. Super cool regele. Ăștia de ce sunt așa de fierți ăștia de la G4 Media? Că regele văd că e cool. Ce are? Bun. Nu m-aș duce la șaman, adică în sensul să mă ajute șaman. Deși, auzi, totuși, pentru 6 din 49 poate merită încercat. Hă? Domnul șaman, nu vă supărați. Poate vorbi și cu doamna prințesă, că dânsa are clar viziuni, poate mai degrabă vorbesc cu dânsa decât cu dânsul. Eu știu. Ia, în sfârșit. Hai că poate. Ia, uite ce... Foarte tare. Bravo. Și trecem mai departe în frumoasa emisiune. Hai că dacă tot am pomenit-o doamna Budeanu, mă asaltează Instagram-ul cu diverse prestații ale domniei sale.
Nu m-aș fi apucat acum de prestația asta dacă nu cred că ar fi reprezentativă pentru o anumită categorie, ca să mă exprim așa, ca tapalagă, sar rindele din rindele auzidale, sar schije de stilistice din scrierile domniei sale. Deci ar fi, cred, această ce o să vedeți despre prestația doamnei Budeanu, relativ caracteristică pentru o categorie de persoane. Văd o retorică în spațiu public din România, absolut simplistă, cum sunt de altfel cele mai multe dintre ele, retorici, la ele mă refer, cu săraci și bogați. Băi, săracilor, nu știu ce, merg la bogați, ăla e la săraci, eu sunt la bogați, asta cu bogați, săraci și alea cu la masa, știți, și la fotbal, acum stăm la masa bogaților, în sfârșit, de-astea. De foarte, foarte simpliste, de sars greierii din călcâiele exprimărilor, știți, și complexele culturale și provinciale majore. Bun. Și aici o să vedem o prestație a domniei sale pe care o să o contrez non-invaziv, adică nu ne luăm din asta, dar o să o contrez de privire la săracii care se urcă în avion, spre deosebire de bogații care se urcă, ce să vezi, în același avion. Haideți să vedem prestația și o comentăm. Ei intră în avion. Ai locul. Bă, tu voi știți pe aia care se opresc la primul rând? Ai bilet la business? De ce te oprești? Cu toți în spatele tău te oprești și te uiți. La ce te uiți? Ce vrei? Vrei să-ți faci selfie cu scaunul? De ce te oprești, mă? Ai loc 18. Mergi lanț. Ești tu și păi veciu. De ce te oprești la rândul 1, 2, 3 și te holbezi? Te uiți la alea? La ce te... N-ai mai văzut scaune? Ce se întâmplă, bă, cu voi? De ce nu mergeți, bă, bocul ăla? Că de-aia voi știți că se stă pe burduf câte 3 ore? Din cauza unora care își fac poze cu locul 1, locul 2. Sunt unii care se opresc și fac poze, bă, băiatule, la locul... De ce? De ce vă opresc? Du-te lanț acolo unde ai tu. Tu ai la săraci, da? Mergi drept către săraci. Există așa. Intri în avion. Cum intri în orice? Bă, când ai intrat? E de bogați la început, da? Mergi la... Fugi! Nu mai sta! Nu mai... Tu când ai intrat la avion trebuie să alergi. Alegi sprint până în spate, că tu acolo ai locul. De ce vă opriți și vă holbați, bă? De ce non-stop toată viața vă holbați? Ce-i cu gât? Aveți tângătită? Ce se întâmplă, mă? De ce vă întindeți gâturile? Ei intră în avion. Ai locul. Okay. Bă, tu voi știți pe deci, care se opresc la inițial, primul okay. Inițial, facem abstracție de accentul de bariera vergului. Deși pot să vorbesc și eu așa dacă trebuie, dacă e mai ușor să fiu înțeles când vorbesc așa, pot să mai mă îngâțez așa, să dâng gâtleje, așa, să vâr niște accent, dar zic să vorbesc normal. Acum, prima parte a prestației domniei sale e corectă, în opinia mea, adică vă spun și eu evaluarea mea. Repet, nu e doar despre doamna Budeanu, am văzut această abordare cu la săraci, la bogați, tu săracule, eu bogatule, astea. De cele mai multe ori sunt, ca să nu zic de fiecare dată, absolut ridicole și prostești. Deci, cu prima parte a prestației doamnei Budeanu sunt de acord. Asta cu să te oprești și să-ți faci poze ca și cum tu ai fi la business și uite, adică să le arăți, e un meltenism absolut, adică putea brânză de burduf râncedă. E ceva penibil, adică să le arăți tu la alți melteni care ar aprecia asta, adică ce să spun, zbor la business, ok? Să apreciezi, adică, hei, ce șmecher sunt, eu zbor la business. Deci da, e un gest absolut de melteni pentru alți melteni. Dar dânsa nu se oprește aici. Dânsa comite, după părerea mea, un meltenism și mai mare decât aia care se opresc să se pozeze la business, deși ei nu stau la business și oricum și dacă ai stat la business, tot e de melten să te pozezi că ești la business. Bun. Zice, tu stai la săraci. Du-te la tine la săraci. Tu nu stai la bogați. Adică, în același avion, sunt săracii și bogați. În același avion. Deci, în aceeași cutie de metal, sunt și săraci și bogați. Dar bogații stau în primele rânduri și după ei se trage o perdeluță. Așa se trage la business. O perdeluță la propriu, o perdeluță. Și după aia vine în același avion, după așa vin, vezi, doamne, săraci. Acum, cu privire la WC-ul, zice, tu du-te în rândul 18, că după tine e WC-ul. Acum, cu toată dragostea, și la business stai lângă WC-ul. Pentru că e WC-ul din față. E un WC în spate și unul în față. La business tot lângă WC-ul stai. Sigur, mi se va spune de către parveniți, dar la business sunt mai puțini oameni care se duc la WC-ul din față, spre deosebire de restul avionului care e mult mai mare și care se duc la WC-ul din spate. Ok, dar tot lângă WC-ul stai. Bun. Acum, nu funcționează așa. Această distinție atât de drastică, de categorică și de plină de superioritate. Adică, băi, săracule, du-te
la locul tău de săraci, aici e de bogați, dacă diferența dintre bogăție și sărăcie e dată de o perdeluță, atunci înseamnă că n-am înțeles ambele concepte, nici sărăcia, nici bogăția. Fusei acum o lună, două, nu mai știu, trei maximum, la Atena. Deci un zbor de... am avut treabă. Am fost vreo 5 zile plecat la Atena. Și nu mai știu să vă spun în avion unde am stat când m-am dus. Foarte probabil la economic. Adică la săraci, cum ar spune doamna Budeanu și alții ca dânsa. La săraci. Când m-am întors, sigur, am stat la business. Adică, așa cum ar spune tot doamna Budeanu, la bogați. Dintr-un motiv foarte simplu, adică după părerea mea să zbor la business pentru un zbor de o oră și 20 de minute, e impropriu, după părerea mea. A, să zbori, cum zbori, nu știu, zicem Istanbul-New York. Păi, sunt 11 ore jumate, 3 țări. E o diferență? E. Sigur, și foarte mare de bani. E o diferență. Când vorbim de Istanbul-New York. Destul de mare. E diferență și de confort și de ce vrei tu. Dar de la București la Atena, o oră și 20. Dar când am stat la business, că vă spun că sigur am stat la business la întoarcere, nu mai erau locuri când am cumpărat bilete, că aveam treabă, trebuia să mă întorc, duc la o dată, la o oră, mă întorc la o dată, la o oră. Așa era treaba. Nu mai erau bilete decât la business. Asta e. M-am întors la business, 100%. La dus... 90%, uite, o să verific, cred că am fost la economic. Bun. Nu m-am simțit mai sărac mergând la economic și sigur nu m-am simțit mai bogat zburând la business. Dacă ești bogat, în sensul că ești bogat, zbori privat. Bogații nu zboară la business. Bogații zboară cu avion privat. Și nu în sensul că neapărat au ei avion privat. Se poate întâmpla și asta. Să ai avionul tău privat. Da, îți închiriezi. Nu e plin pământul de firme de închiriere avioane private. Plin. Deci, bogații, doamna Budeanu, nu înseamnă că merg la business. Bogații. Nu sunt bogați. Nu asta arată că sunt bogați în sensul ăsta. Nu asta arată că sunt bogați. Nu este criteriul bogății. Sunt bogați, zbor la business. Dacă bogăția este criteriul pe care vreți să-l scoateți în față, zburați privat. Nu zburați la business. Pentru că, repet, diferența dintre bogăție și sărăcie nu e o perdeluță. Niciodată. Sigur, când mai citezi non-stop, obsesiv, compulsiv, din Țuțea și din Cioran, eu nu știu, Țuțea zbura, cu ce zbura? Era, avea și Vuitton? Nu știu, zic, nu cred. Cioran? Era fiert pe... Nu. Da. Deci, asta spun, diferența dintre săraci și bogați nu e niciodată o perdeluță și dacă tot vrei să o arzi bogat, zbori privat. S-a întâmplat să zbori și privat în viața asta? Da. Absolut că s-a întâmplat. Nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, ci de multe ori. Nici de foarte multe ori. Dar am zburat suficient de mult, astfel încât totuși să dau seama că bogăția nu e perdeluța aia. Cu toată dragostea. Iar împărțeala asta este atât de... altfel, da, pe meltenism, adică, prietene, să faci poze la business și meltean, ce dracu, tu te liniștit în treaba ta. Bun, în sfârșit. Bogat nu sunt. Asta, adică eu, dar mai degrabă mă identific, cum ar fi, știi pe sistem cu ce te identifici. Nu numai că mă identific, dar din toate motivele corecte consider că sunt sărac, să nu se înțeleagă greșit, Doamne ferește. Nu. Sunt absolut sărac și cumva îmi pare rău că nu sunt bogat. Pare rău că nu sunt bogat, că eu chiar aș ști ce să fac cu banii. Dacă aș fi bogat. Așa cred. Poate nu e, poate n-aș ști. Dar chiar cred că aș ști ce să fac. Adică în orice caz nu m-aș duce pretinzând că sunt bogat în aceleași două apartamente, în aceleași două camere pe Coasta de Azur în fiecare an. Lumea e mai mare și mult mai interesantă decât două camere, fie ele și pe Coasta de Azur. Bun, e în regulă. Să trecem mai departe. Da. Dom'le, deci e un subiect, am văzut și eu, de l-am citit, e adevărat, foarte superficial, în dung, așa, zic... Că Trump, tot i-a spus domnul Trump, i-a zis lui domnul Waltz, adică cel care candidează împreună cu doamna Kamala Harris, cum ar veni, în echipă cu dânsa, ca să fie vicepreședinte. Dacă va fi doamna Kamala Harris,
președinte. Și domnul Trump a zis despre domnul Waltz, l-a poreclit public că i-a zis tampon Waltz. Că a zis domnul Trump că domnul Waltz, fiind guvernator de, și desigur îmi scap acum, cred că Michigan, sper că am zis corect, așa, am, mi se, știți că am problema asta cu numele, mi se combină în cap într-un mod frenetic. Deci că domnul Waltz, în calitatea sa de guvernator, ar fi pus tampoane gratuite și în băile băieților din școlile din respectivul stat, pentru că pentru cei care sunt transgenderi. Există un... După aia au venit unii, au zis, stați puțin, că de fapt e fake news, ce a zis Trump, că de fapt nu e chiar așa, că dar n-am stat să intru în detalii. După care, că nu, adică am trecut cumva peste, că mai am și altă treabă pe planetă, dar după aia, tot așa, Instagram-ul mi-a recomandat asta cu o discuție. Eu prima dată zic, băi, e adevărată dezbaterea asta? Adică e pe bune, în sensul că nu e fake, că acum nu mai poți să știi, trebuie să... Te uiți și în dungă să vezi dacă, băi, e fake, nu e fake, e pe bune, nu e pe bune, e reală, nu e reală, e o piesă sau e, chiar a fost o dezbatere reală, niște oameni chiar au venit să-și expună convingerile și să le dezbată. Bun. Haideți să vedem și noi. Este dezbaterea fix despre tampoane. Încă o dată vă spun, nu știu ce a zis, nu știu exact care a fost fake-ul făcut de Trump în legătură cu domnul Waltz, care e situația de fapt cu tampoanele sau... nu știu asta. Dar probabil pentru că văzând asta Instagram-ul, care normal vede pe ce mă uit eu pe net, mi-a recomandat această dezbatere. Haideți să o auziți și vreau să vă întreb ce părere aveți. Eu, pe cuvânt, că sunt foarte interesant și absolut deschis să înțeleg despre ce e vorba, n-am reușit. Atenție! Have their own money to go buy tampons. If they're provided, pentru cei care nu au bani să se ducă să-și cumpere tampoane, faptul că se vâră în... bărbații nu menstruează, doar femeile menstruează. Și acum, zice, ba nu, zice, bărbații trans menstruează și ei. Zice, menstruația nu este exclusivă pentru femei. Ba da, este, zice domnul ăsta. Și că dacă cromozomii sunt XX, atunci menstruezi. Dacă ești XY, nu menstruezi. Zice, e adevărat, dar zice, dar trans, bărbații trans sau ființele non-binare. Zice, dacă ești bărbat și pretinzi că ești femeie și te îmbraci cu rochie, e ok. Dar zice, vă rog să-mi definiți un bărbat, că nu înțeleg ce este definiția unui bărbat. Zice, cromozomii XY. Okay. Și vorbesc despre sex și gender identity. V-am spus, cea mai mare dezbatere în momentul ăsta la nivel planetar în lumea noastră din care facem parte. Uite, genderul este cu ce te identifici. Okay. Și discut acum despre gender, dar pe mine discuția m-a interesat la început. Ok, discuția era de la început, adică, până la urmă, eu tot n-am înțeles. Și asta, eu să mor. Și după Olimpiada asta sunt cu atât mai confuz. Știți, cu toate, deci sunt cu atât mai confuz. Păi, nene, deci un bărbat trans, gender, așa cum zici, trans men, zice eu, adică bărbatul trans. Transgender boys, adică băieții transgender. Băieții transgender sunt băieții care biologic sunt încă băieți, deși, mă rog, ei se identifică, mă rog, nu știu, ca nefi, fiind, nu știu, fete. Dar biologic sunt băieți, că atunci discuția totuși despre menstruație. Nu e o discuție, nu? Nu e o discuție strict biologică. Adică dacă un băiatul transgender este cel care a început tranziția pentru a fi fată, atunci și biologic începe să devină fată, nu? Nu? Zic, întreb, bă, bune, nu, nu ați înțeles-o pe asta? Eu n-am înțeles-o și pe bune chiar sunt interesat. Dar nu am, nici n-am petrecut treaba foarte mult timp să cercetez, am senzația că trebuie să, adică n-am avut atâta timp să mă, și putere de concentrare, dar o să mă apuc zilele astea. Vă întreb, uite, asta, discuția despre menstruație. Bă, până la urmă, cum zice, că nu știu să-i spun domnul sau doamnă, nu, n-aș vrea să fiu de suet, nu, nu,
cum să zic eu, uite, ființa tânără care spune, bun, nu dânsa. Bun, nu domnul ăsta, domnul ăsta zice, bărbații nu menstruează, doar femeile menstruează. Și uite, dânsul sau dânsa, dânsul, de exemplu, care vorbește din punctul de vedere al lui transgender, dânsul biologic în momentul ăsta, indiferent de cum se identifică. And you're young, you menstruate. Știți că am avut discuția cu cromozomii la Olimpiada acum, când cu atletul, atleta din de unde era. Dacă a câștigat de la box, dacă a câștigat medalia olimpică. Asta zice, dacă un bărbat pretinde de fapt că este femeie, se simte femeie și poartă fustă, e ok. Dar vorbea despre menstruație. Deci, până la urmă, cum e? Ați înțeles sau nu? Dacă ești biologic bărbat, indiferent cum te identifici bărbat, adică de sex masculin, sexul, biologic, e masculin. Cum e asta cu menstruația? Indiferent cum mă identific. Sau se referă la cei care au început o tranziție în sensul medical al termenului, cu tratament, cu tot ce, mă rog, cu tot ce presupune ca procedură medicală. E o discuție acum în Statele Unite despre asta. Că a zis Trump că domnul ăsta, bă, dar nu-mi zice și mie nimeni dacă Waltz de ce stat e guvernator. Bă, dar nimeni nu-mi zice și mie, mă lăsați așa. Waltz governor. Nu, mă refeream la cetățenii ăștia de pe... mă las așa. Unde am zis? De unde este dânsul? Da, așa. Minnesota, mă, de... Nu, am zis, dar ce am zis? Michigan, nu, Minnesota. Nu e, în Minnesota, deci nu e Michigan. Am zis greșit. Minnesota e, nu e Michigan. Așa. Iată, am verificat, am rectificat ca să nu rămână că am zis o tâmpenie. Ok, deși la câte tâmpenii zic, nici nu mai contează. Bun, și trecem mai departe. Vă rog frumos, sigur, putem vorbi și despre, o să și vorbim despre războiul din Ucraina. Dumne, vă dau o știre. Păi că, uite, noastră când vă dați de acest titlu, noastră ce faceți? Vă rog frumos. Deci, pe G4 Media era acest titlu, am dat click pe titlul de pe G4 Media și mi-a deschis acest articol pe petscats.ro. Petscats.ro. Îmi zice așa, războiul din Ucraina. Impactul devastator pe care îl are conflictul asupra animalelor. Ok, până, adică sigur că are un impact asupra animalelor, dar acum, cum au devenit pisicile arma secretă a Ucrainei? Hai că așa ceva, a? Așa ceva, totuși, la așa ceva nu vă așteptați. Începem, trecem de cele 500.000 de introduceri, ok? Zice, în timpul ofensivei din Harkov, autoritățile locale și voluntari au salvat animale de companie lăsate în urmă în cuști, legate în curs sau rătăcini libere, numeroși ucrainieni care au fugit din țară și au luat și care au fugit din țară. Mă rog, unii chiar pe bune au fugit, în sensul că au dezertat. Îi vedem în mașini de peste 200.000 de euro. Apropo, era o știre cu astăzi, toată ziua la televizor, a fost o știre cu un cetățean ucrainean care a fost împușcat în cap în România. Înțeleg de companionul său de dezertare că au plecat doi și au trecut granița fraudulos și încercau să scape de recrutare, să nu ajungă pe front. Și unul dintre ei a fost găsit împușcat în cap. Am văzut știrea asta peste tot, la toate televiziunile. Cred că ați văzut și noastră dacă v-ați uitat astăzi la televizor. Și sigur că cei ăștia de ne uităm noi la ei cu mașini de peste 200.000 de euro, ăștia nu au trecut fraudulos în munți. Ăștia au trecut cu mașinile lor. Și sunt peste tot în Europa, inclusiv pe Coasta de Azur, cum s-ar spune, la bogați, cum doamne ferește. Ok. Dar, acum să revenim la... Unele dintre pisicile și câinii care au fost lăsați în zona de luptă au devenit chiar membri active ai armatei ucrainiene. V-ați gândit la asta? Animalele au fost salvate de soldați din case abandonate sau după ce stăpânii au fost uciși. Pisicile sunt apreciate în special pentru abilitățile lor de a preveni răspândirea șoarecilor în tranșee, care pot transmite boli. Ei sunt de asemenea excelente pentru strângerea de fonduri atât de mult încât au fost numită arma secretă a Ucrainei. Adică, iată, acest gen de fotografie poate genera, înțeleg, așa înțeleg, donații de la cetățeni. Zice, câinii dresați, în schimb, sunt experți în deminare. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este câinele terier Patron, care înseamnă glonț în ucraineană. Foarte tare, Patron înseamnă glonț? Tare asta, nu știam. După eliberarea regiunii Cernihiv în 2022, Patron a devenit o celebritate pentru abilitățile sale de a adulmeca minele antipersonal.
După aia, un exemplu notabil este Tira, o pisică evacuată din regiunea Harkov, în Canada, și apoi relocată în Australia. Mamă, frățioare, dacă a călătorit săraca pisică. Rețele de socializare au jucat de asemenea un rol în evidențierea situației dificile. Ok. Câteva animale din Ucraina au devenit chiar celebrități în social media. Este cazul unei pisici pe nume Stepan, a cărei faimă pe Instagram cu 1,5 milioane de urmăritori i-a ajutat pe stăpâni să fugă din Harkov la Monaco. Nu-i rău. Adică eu zic că i-a ajutat bine. Auzi, Stepan ăsta n-ar putea să mă ajute și pe mine până la urmă. Adică să... Nu la Monaco, că nu vreau. Da, așa, adică la 6 din 4. Deci i-a ajutat pe stăpânii să fugă din Harkov la Monaco, atunci când acesta a fost bombardat intensiv la începutul anului 2022. Dar cum i-a ajutat? Adică nu detaliază. Se presupune că am citit deja despre Stepan și știu deja. Cum i-a ajutat pe stăpânii săi să fugă din Harkov la Monaco? Nu? Bun, auzi, ia să-mi iau și eu o pisică de asta. Mi-au două. Ar trebui motanul ăla al Melaniei, lupu. Știți cine e Melania Lupu? Ați citit? Ați citit... Rorica Ojeu Brașoveanu, cărțile cu Melania Lupu, motanul Mirciulică. În multe apare. Motanul Mirciulică are una dintre cărțile minunății pe pământ, 320 de pisici negre. Neapărat să o citiți. A, și dacă tot vorbim despre cărți, zici să ne apucăm acum, Călinescu, de... Hai să ne apucăm. Deci vă spuneam mai devreme că îmi recomandă Instagram-ul tot felul de glume de ăștia de stand-up, dar mai ales domnul Bobonete, să nu se înțeleagă ci cam, mă rog, ceva cu domnia sa, că n-am. Chiar nimic. Așa, și toate sunt în astea, cu Pucu, Picu, astea, și râde Moisescu, era ha-ha-ha-ha, era, e regulă. Și am văzut și tot felul de articole despre analize, editoriale chiar, unele, despre umorul din prezent, din societatea gen românească. Și da, clar nu sunt în publicul țintă. Și, de asemenea, am remarcat absolut fenomenul, dar nu, fenomenul e un cuvânt care nu arată scala, dimensiunea succesului emisiunii Insula Iubirii. Deci, e o manie, Insula Iubirii, mania. Ba da, cum este aia, cum o cheamă pe cântăreața aia de nu se poate trăi, e peste tot, non-stop, peste tot, cum o cheamă, cântăreața aia americană, cea mai miliardăreasă și cea mai, cum o cheamă, mă? Hai că tu trebuie să știi. Taylor Swift. Cum este Taylor Swift mania? Așa? Bă, în România e Insula Iubirii mania. Aproape, uite, o să mă uit în urmă, ca să zic așa. Eu nu m-am uitat. Că mă uit la asta de știri, în sensul ăsta. Că nu, n-am nimic, Doamne ferește, nu susțin. Dar eu mă uit la astea cu știrile, cu actualitățile. Nu mă mai uit la divertisment, că nu mai am timp. Bun. Și vreau să vă propun că mi-am adus așa aminte o formulă de divertisment. Sunt unii pe plan. Mie mi se pare drăguț. Și inventiv așa, și dezinhibat, și foarte, foarte haios. Următorul divertisment, avem de la un grup de 4 cetățeni, care sunt foarte buni pe muzică simfonică, și se numesc Mozart Group. Deci se numesc Mozart Group și au făcut ei un momentel. Nu, dar începem de la început și după aia mutăm Călin. Așa, începem de la început. Și au făcut ei un filmuleț, cum să impresioneze o femeie. Uite, poate la Insula Iubirii, la un moment dat, cum îl cheamă pe unul dintre ea de succes de la Insula Iubirii? Ajută-mă, asta trebuie să știi. În sfârșit, așa, se va practica genul. Haideți să vedem. Deci, cum să impresioneze o femeie? Hai să vedem începutul. How to impress a woman? Cum să impresionezi o femeie? This is a question. Aceasta este o întrebare. Ok, și începe să impresioneze. Hai să vedem un pic, după care o să mutăm la... Ok. Imediat. Nu impresioneze așa, cred. Atenție. Cetățeanul. Atenție. Ia.
Ce, mă? Dar ce faci aici? Ok. Trecem mai departe, că n-avem foarte mult timp. Trecem la 1 minut și 55. Atenție. No. Ce, nu, 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 nu. Te rog, ia vioara, te rog. Nu mai ține pe paletă, ia vioara. Atenție. Apreciază. Ați recunoscut aria, nu? Este din opera Carmen de Bizet, Habanera, L'amour, l'amour. L'amour! O să vedeți, vă dau și aria după aia. Ești cum? Și acum nu sunteți pregătiți, pentru că momentul nu se termină aici. Și hai că a mers cu opera, hai să încercăm și cu ceva mai relativ mai modern. Desigur, e piesa lui Elvis Presley. Falling in love with you. Piesa lui Elvis. Și, atenție, murim. Cum? Shall I stay or should I go? I can't help. Da? Mai e și refrenul. Și de-aia nu umflă la loc. Și acum, 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 murim! Bravo! Mi s-a părut foarte drăguț. A? Nu știu, zic. Altfel, să știți că și opera... Ai ascultat? Carmen de Bizet? Ai ascultat? S-a ascult. E un fel de insula iubirii. Adică chiar e, mamă, ce e acolo, o combinageală. Și odată, dacă vreți, facem o emisiune întreagă despre asta. Ce interesant e. Ascultăm un pic din arie, ca să de la ping-pong. Ascultăm pasta originală. Haide să auzi. Nu, un minut jumate, maxim, maxim. Hai. S'il lui convient de refuser, en effet, menace aux prières, la famille, l'autre c'est l'autre que je préfère. L'amour. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais, jamais connu de loi, c'est une mère. Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Bun. Asta ținea pe paletă domnul respectiv. Dânsa a lucrat la o fabrică de țigări. Mamă, deci ce e acolo? Dacă aveți chef, trimiteți-mi telepatic, transmit și facem un platou așa într-o emisiune. Să... Bun! Și trecem mai departe. Tot pe G4 Media intrai astăzi și aflai un nou studiu. E un nou studiu sau, mă rog, o nouă opinie de la experți, de la specialiști. Atenție, și când am dat click, mă trimise pe alt site. Dar câte site-uri am tapalag ăsta? Pare că are unul de pisici, unul de mâncare, unul de... Deci, cum sunt și de la DC News, ați văzut? Bun. Și atenție, avem o veste... Adică avem... Ei au, experții, o veste bună, cred. Sau... Mâncatul emoțional nu este întotdeauna atât de rău. Asta este.
Da, e să zumez. A, așa. Deci, mâncatul emoțional nu este întotdeauna atât de rău. Iată argumentele experților. Ia să vedem, semna redacția. Mă, dacă te for colectiv, ăștia tot fac în grup? Tot fac în grup? Iertați-mă, a fost o întrebare totuși. Cum să facă ori tot un grup? A fost o zi grea. Cum? Aoleu, stați un pic. Mea tinde să devină și mai grea cu toate reclamele astea care mi se dășchid, mi se dășchid. A fost o zi grea. Cel mai rău lucru pe care l-ai putea face ar fi să te întinzi după prăjiturile cu ciocolată care au același gust ca cele pe care le mânca familia ta când erai copil, nu-i așa? Eu știu. Nu neapărat, spune Jennifer Rollin, fondatoarea Centrului pentru Tulburări de Alimentație din Rockville, Maryland, citată de CNN. A, ce tare, am fost în Maryland. N-am fost la centrul ăsta, dar la Maryland am fost. Mâncatul condus de emoții, cunoscut și ca mâncatul emoțional, este adesea descris ca fiind înfricoșător, nesănătos și scăpat de sub control. Dar adevărul este că e foarte normal și poate face parte dintr-o relație sănătoasă cu mâncarea, a adăugat ea. Deci, asta, știi cum e clișeul ăla și în filmele americane, astea, comedii, cum ar veni, să râdem și astea, unele chiar de bună factură. Ați văzut cum are o doamnă, o duduie, pe veche așa era o doamnă, o problemă în dragoste sau ceva de genul. O vezi după aia pe canapea cu un castron, cu un borcan, cu un găleată de înghețată în brațe și cărbănește. Mai știți? Așa. Deci, auzi, și că e foarte bine. Desigur, există o linie în care mâncatul emoțional poate deveni nesănătos. Dar este important ca oamenii să îmbrățișeze nuanța. Mă, îți dai seama, la mâncare trebuie să existe nuanțe. Atunci când vine vorba de moduri de a mânca, mai degrabă decât să aplice reguli stricte și strategii bazate pe rușine, a declarat Daisy Miller, un dietetician pentru tulburări de alimentație. Bun, deci ce vrea să ne spună? Poate fi timpul să punem mâncatul emoțional într-o perspectivă adecvată și să învățăm cum să lucrăm cu el. Aoleu, dar trebuie să citesc toată asta? Da. Stați puțin că, dar nu eram pregătit să recitesc frații Șderi. Ia. Pentru mine frații Șderi a fost traumatizant. În primul rând pentru că am încercat de cel puțin, dar nu, e de 5 ori e puțin, să trec de descrierea codrului. Frățioare, oricând îl prefer pe Balzac descriind mobilă. Deci nu mai... O relație sănătoasă cu mâncarea gravitează în jurul flexibilității și echilibrului. Frățiuer, dar este foarte abstract. Cum? O relație... Nici nu țin minte. O relație sănătoasă cu mâncarea. Tu ce relație ai cu mâncarea? Dom'le, una destul de... O bag în gură. Adică, ce relație ai cu mâncarea? Una, eu o bag în gură. O relație sănătoasă cu mâncarea gravitează în jurul flexibilității și echilibrului, a spus Mocari. Aha. Mamă, trebuie să notez asta, că nu ți minte. Primul, auzi, hai să trecem mai departe. Nu, e greu. Auziți, e greu. Nu, dacă știam că e așa de greu, asta cu mâncatul, da. Dune, Jurnalul Național, pe lângă un articol, nu, îl dezavuez. Paradisul BNR, salarii duble față de băncile private, beneficii de sinecuriști. No. Nu o achesez. Da, e articol aici. E, așa, instituția îngrijorată constant de creșterea salariilor în România a ajuns la cheltuieli de personal de o jumătate de miliard de lei. Nu știu, ne vreau când ajunge la miliard, dați-mi un semn. Dar articolul ăsta de deasupra e atât de bun, era păcat să nu, era păcat. Zice, Coldea, lovit grav de ironia sorții, tatăl ascultărilor generalizate plânge după dreptul la viață privată. Vai. Dar foarte drăguț asta. Cum? Judecătorul despre ex-generalii SRI, lipsa antecedentelor penale, nu-i transformă în infractori mai puțin periculoși. Bun, hai totuși că... Da, aici cu dreptul la viață privată e foarte drăguț. Da, așa a invocat asta? Da, e foarte drăguț. Dom'le, stați puțin, dar viața privată? Da, domne, corect. Așa. Florian Coldea, ia uite, susține că a desființat teza statului paralel. Florian Coldea, având ultimul cuvânt, înainte ca instanța Curții de Apel București să se fi renunțat cu privire la cererea de ridicare a măsurii controlului judiciar, că asta se judecă deocamdată, nu se judecă pe fond nimic, totuși, așa, zice, a doua perspectivă a statului paralel în care nu crede, pe care a desființat-o categoric. Coldea se plânge că este victima unui linșaj public și consideră că i-a fost afectat dreptul sacrosant la apărare. Te-ai fi gândit la așa ceva? Totuși, hă? Vai, dar avem o listă atât de lungă cu oameni cărora li s-a încălcat dreptul sacrosant la apărare, dar sigur ar trebui să fie sacrosant, nu, fără doar și poate, dar și linșajul public la care au fost supuși atât de mulți oameni în epoca, mă rog, Coldea, dar o să ne spună domnul Coldea că nu dânsul.
ci instituțiile DNA-ul, care era independent de SRI, nu? De vreme ce a distrus teza statului paralel. Hai, vai, vai, totuși așa ceva. El se mai plânge de faptul că tot dosarul de urmărire penală este public. Citește totul în presă. Tot incredibil. Într-adevăr, e foarte tare. Adică e foarte tare ce citesc. Deci e deranjat de faptul că citește totul în presă. Citește ce urmează să se întâmple. Băi, Coldea zice asta. Fabulos. Absolut. Adică aș comenta doar că e atât de tare încât nici, adică nu mai trebuie să comentez nimic. Cum? Coldea zice că e linșat public și că citește totul în presă? N-ai, murim. Nu, nu există mai. Vai. Dar e foarte drăguță situația. E atât de drăguță. E bijuterie. Vai. Târâm, tâm, tâm. Arâm, tâm. Trecem mai departe și nu știu cum să trecem mai departe. Ai, ai, ai. Nu mai avem timp, da. Ai, ai, ai. Analiza dură despre România unui general american. Sigur vă veți întreba totuși, dură despre România unui general? Da, domnul Ben Hodges. Îl divinizez. Deci toate analizele domniei sale cu privire la războiul din Ucraina și la invazia ilegală și neprovocată a Rusiei au fost minunății. Minunății. Și de-aia, eu sunt fan, dar nu mai avem timp, fan total. Deci îl divinizez pe domnul Ben Hodges. Gata, s-a terminat superba emisiune. Vă mulțumesc foarte deosebit. Vă susțin.